Fiara misterioasă cu ochii roșii strălucitori îi înspăimântă pe localnicii din Bolton, oraș din Marea Britanie. De când a fost observat animalul, mai multe animale au fost găsite moarte. Conform știrile ProTV.ro, locuitorii au numit creatura uriașă care seamănă cu un câine Rivington Pike Beast, iar unii o compară cu un vârcolac. Localnicii spun că fiara atacă oile și se ascunde în apropierea orașelor. Doi vânători de iepuri au găsit o oaie moartă, încă aburind în lumina lunii, și au auzit un mârâit. Speriați, și-au aprins torțele în întuneric și au spus că au văzut o umbră mare și întunecată care avea ochii roșiatici. Unul dintre martori a spus: oile care se aflau pe câmp se înghesuiseră, părând speriate și îngrijorate. Vara trecută, un bărbat a văzut o creatură uriașă, asemănătoare unui câine, care alerga pe un câmp cu o viteză incredibilă și a raportat incidentul echipei de investigare Winter Hill. Anchetatorul Mick McLaren a spus: aceste mărturii sunt diferite de ce am auzit până acum. Bărbatul este primul nostru martor care a văzut în lumina zilei cum arată această fiară, relatează știrile ProTV.ro.